Vineri, începând cu ora 20:30, CFR Cluj va veni la Mediaș pentru partida cu gaz metan. Gazul vrea o victorie pentru a-și asigura cel puțin locul 7 la sfârșitul acestui campionat. Cristi Pustai a declarat că dorește să continue la Mediaș, însă până acum conducerea clubului nu a făcut nicio ofertă. Gazmetan va face tot posibilul pentru a câștiga în fața CFR-ului. Vor o victorie pentru a spera la o poziție mai bună în clasament. Ne aflăm în fața ultimului joc pe teren propriu. Să sperăm că vom reuși același parcurs foarte bun, pentru că la o statistică făcută pe teren propriu, în acest retur am primit un singur gol și în tot campionatul am primit în total 4 goluri. Cred că este o performanță. Cristi Pustai nu știe dacă va continua la gaz metan în sezonul viitor, spune însă că este prima opțiune pentru el, dar așteaptă o ofertă din partea clubului. Am convenit ca după meciul cu Steaua, pentru că este o perioadă în care pot să ascund, mai sunt discuții, nu neapărat oferte, dar sunt discuții. Am spus că prima dată aș accepta o discuție cu conducerea clubului gaz metan. Rămâne gazul prima opțiune, să vedem și unde ne clasăm. Probabil vineri seara după meciul cu CFR se va ști mai mult. Partida gaz metan Mediaș CFR Cluj se va juca vineri 13 mai, începând cu ora 20:30.